Te-ai întrebat vreodată de ce luăm situațiile dificile atât de personal? Cum se face că în toată istoria noastră, de când suntem ca specie și de când ne-am născut și până acum, în toată experiența pe care avem de a vorbi cu alți oameni, de a relaționa, repetăm exact aceleași conflicte și exact aceleași greșeli? Cum se face că noi evoluăm la un ritm la care nu ar fi sperat nimeni? Alain de Botton spunea că, din punct de vedere intelectual, am plecat din peșteră acum peste 30.000 de ani și am ajuns să trimitem roboți pe Marte. Iar din punct de vedere emoțional, suntem tot în peșteră. Mai mult de atât, avem apetituri și imbolduri destructive, exact ca și primatele, care au acces la arme nucleare. Întrebarea este cum facem să ne menținem calmul și controlul atunci când putem să fim copleșiți de emoții dintr-un fel sau altul. Vreau să vă reintroduc, probabil, o tehnologie timpurie pe care am dezvoltat-o noi ca și specie, care a schimbat modul în care noi relaționăm pentru totdeauna. Și e o chestiune destul de serioasă. Am o eroare aici pe ecran. Asta era tehnologia. Nu, asta este tehnologia, care e mult mai avansată. Probabil vă întrebați care dintre ele? Gardul. Vreau să vă invit să vă imaginați cum ar arăta viața dacă nu mai putea să băgăm bățul prin gard. Și acum, într-o notă puțin mai serioasă, vreau să vedem de unde vine chestia asta și cum gardul pe noi ne-a format ca oameni. Când am ieșit din peșteri și am început să formăm triburi, la un moment dat ne-am dat seama că ne putem apăra de animale sălbatice, de răufăcători, dacă ne construim un gard. Iar odată cu gardul au venit și ideea asta minunată de a face reguli pentru cei care stau în interiorul gardurilor, nu? Ei, foarte interesant este că aceste garduri au început să îi facă pe oameni să împartă relațiile în două categorii. Oameni cu care stau în siguranță, oameni care mi-amenință siguranța. Și am început deja să avem primele judecăți de valoare. Gardurile ne-au ajutat foarte mult în evoluție. În același timp, din punct de vedere emoțional, au lăsat câteva mici cicatrici. După care am făcut upgrade. De la gardul simplu am ajuns la ziduri de cetăți și groase și mari și evident cu mai mult sau mai puține porți. Și pe lângă că aceste ziduri de piatră ne-au apărat foarte mult în istorie, ne-au dat și o identitate. Asta e cetatea Clujului, acum foarte mulți ani. Dacă au crescut gardurile, au crescut și regulile pe care, și numărul de reguli pe care trebuie să le respectăm în societate, ca să nu fim alungați. Și vreau să ne concentrăm un pic pe asta, pentru că atunci când nu respectăm regulile în trib sau în cetate, care era primul lucru, care era pedeapsa cea mai mare pe care puteai primi? Să fii aruncat în afara zidurilor cetății, unde ești o pradă ușoară, ești vulnerabil și viața poate să fie pusă în pericol. Asta a fost exact legătura care s-a format, felul în care s-a format legătura între alungare sau un cuvânt puțin mai modern, respingere și moarte. Sau mi-e pusă viața în pericol. Iar atunci când suntem respinși de către cineva, în special de către cineva care ne e drag nouă, ne simțim ca și cum ne-e pusă viața în pericol. Oare de ce? Gardul. Ce s-a întâmplat? Creștem, iar părinți, profesori, oameni importanți din viața noastră vor să ne învețe cum să nu fim dați afară din cetate, nu? Drept urmare, am dezvoltat alta.
cetatea noastră internă, cu regulile noastre interne, cu modul în care credem noi că ar trebui să funcționeze cetatea, când lumea ne întreabă ce părere avem despre un lucru sau despre celălalt, ei, uneori spunem lucrurilor pe nume și alteori nu le spunem pentru că nu vrem să fim dați afară din cetate. Asta duce către o dezvoltare mult mai lentă din punct de vedere emoțional a societății și ca idee vreau doar să vă dau un număr. Într-o familie, familia medie obișnuită, petrecem aproximativ 50 de minute pe zi în certuri. Iar dacă vine vorba de ton ridicat, dacă vine vorba de urlete, să le spunem așa, peste 30 de minute pe zi. Există multe studii în domeniul ăsta și ce este foarte important e că nu le învățăm. Nu, cumva, din ceva motiv, peștera asta ne cheamă înapoi. Ne este greu să ne exprimăm, ne este greu să exprimăm ceea ce simțim și aș vrea să vă întreb, dacă ar fi să vă uitați la o relație, la o relație dintre doi oameni și vă uitați la relația pe care a avut-o părinții voștri, câte lucruri ați învățat cum să nu faceți? În acest moment, în sală, sunt aproximativ între 90 și 110 oameni cărora le vine foarte, foarte, foarte greu să spună ceva. Și înainte să vă spun despre ce e vorba, vreau să vă mărturisesc ceva. Eu fac parte din acei 90-110 oameni, aproape 111 cu mine. Am crescut într-un mediu în care să exprimi ceea ce simți era considerat o formă de vulnerabilitate, de slăbiciune, dacă vreți, putem să-i spunem așa. Și atunci când o făceam, replica era, hai, termină cu chestia asta. Sau, nu te mai smiorcăi. Și multe altele, sunt convins că și voi ați auzit câteva. Ei, 12,5% din oameni, în mod special bărbați, au o mare problemă în a spune te iubesc. Și dacă vă uitați puțin în viața voastră, cât e de ușor să spuneți te iubesc unui membru al familiei. Între acei 90-110 oameni sunt câțiva care nu au rostit niciodată cuvintele astea. Niciodată. Sau care nu au auzit niciodată cuvintele astea să-i fie adresate din partea cuiva. Drept urmare, vreau să vă rog ceva în acest moment, ca să ne aducem cu toții la același nivel. Întoarceți-vă către stânga și către dreapta, dați mâna cu persoana de lângă voi, uitați-vă în ochi și spuneți-i, te iubesc. Exact. Foarte interesant cum asociem astea două cuvinte cu râsete în momentul ăsta. Yes! Ei, acum că suntem cu toții pe aceeași pagină, nu-i nimic, recuperăm. Vreau să mergem un pic să ne uităm cum funcționează creierul nostru atunci când vine vorba de oameni. Și atunci când avem dificultăți în a ne exprima ceea ce simțim față de o persoană, care poate să fie șeful de la birou, apropo. Nu în sensul ăla. Hei! Pentru că nu suntem în zona noastră de confort să folosim genul ăsta de cuvinte, apelăm la altceva cu care noi ne descurcăm și ne folosim de foarte mult timp. Acea parte a creierului care ne-a dus pe Marte cu robotul. Da? Și ce facem? Când vrem ceva dulce sau sărat, mergem în cămară și știm că este o etichetă acolo. Așa sortăm, așa organizăm, punem pe categorii. Ei, sunt șanse să facem asta și cu oamenii. Sau nu? Mihai vine mai târziu.
Și punem etichete. Nesimțit. Bully. Mătușa care nu mai știu cum să scap de telefoane de 3 ore. Vărul ăla bun. Colegul ăla care întotdeauna face zgomote la birou și mă sâcâie de nebunesc. Profesoara, nu mai continuă aici. Avem control în momentul în care punem ordine și punem oamenii în cutii. Și totuși, oamenii nu sunt nici caserole, nici cutii, dar punem etichete pe ei și judecăm. De ce? Pentru că ne e foarte dificil să exprimăm ceea ce vrem să exprimăm cu claritate. Și aș vrea să vă invit să mai facem încă un exercițiu. Și cu riscul de a deveni cea mai antipatică persoană din seara asta pentru voi, o să vă spun, sper că sunt profesori în sală, scoateți o foaie de hârtie. Vorbesc serios. Dacă nu aveți hârtie, scoateți un telefon și o să aveți 60 de secunde. Facem un test. E un test de abilitate emoțională. Stați liniștiți, nu există un barem de trecere. Poate unul mic, dar mai vedem. Aveți 60 de secunde, sunteți pregătiți? Ok. Aveți 60 de secunde să scrieți cât mai multe emoții și sentimente puteți. Ok? Start. Patruzeci. 30 de secunde. Încă puțin. 15. Hai că vine. Prea multe secunde, a? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ridicați mâna dacă aveți mai mult de 2 cuvinte scrise pe foaie sau pe... Ok. Țineți mâna sus dacă aveți mai mult de 4. Țineți mâna sus dacă aveți mai mult de 7. Țineți mâna sus dacă aveți mai mult de 10. Ne împuținăm. Țineți mâna sus dacă aveți mai mult de 12. Frumos. În medie, persoana obișnuită scrie între 7 și 8 cuvinte, din care 4 sunt cu adevărat emoții și sentimente. Celelalte cuvinte n-au nicio legătură. Atât. Ce ne spune asta? Și vă rog să păstrați lista și comparați-o cu o listă de sentimente și nevoi. O să-i rog pe cei de la TEDx să vă trimită. Sunt peste 180 pe care le-am eu în listă inventariate. E ciudat când spun numărul ăsta. Și vedeți care sunt cele de acolo. Asta putem să scoatem noi pe gură sau din taste, mai ales când suntem sub presiune, suntem nervoși sau frustrați. Din păcate, astea sunt cuvintele pe care le avem cel mai la îndemână ca să descriem ceea ce simțim. Cum ar fi să poți să spui exact ceea ce se întâmplă în mintea ta și să poți să transmiți poza asta ca și prin Bluetooth la mintea celuilalt? Cum vă simțiți acum că aveți testul ăsta? Bine, nu este un sentiment. Din păcate, pentru că școala nu ne arată cum să facem asta, părinții ne-au învățat exact cum au știut ei mai bine. Și la rândul lor și ei au fost învățați de părinții lor, cum au știut ei mai bine. Pentru că nimeni nu vrea să facă a doua cea mai bună decizie și nimeni nu are a doua cea mai bună intenție, pur și simplu execuția, câteodată mai avem de lucru. Și pentru că ne lovim de conflictele astea interpersonale destul de des, vreau să vorbim despre ce înseamnă un mediu fertil pentru conflicte. Avem aici 3 puncte. 1. Avem nevoie să avem o miză și ambiție, avem nevoie de viziuni diferite
și de intenții bune. Și până aici am putea spune că ar putea să fie o echipă extraordinară care poate să producă ceva creativ. Avea toate ingredientele pentru creativitate. Brainstorming. Wow! Ei. Avem nevoie de un pic de ajutor atunci când trebuie să acceptăm opinii diferite, chiar potrivnice. Când ideea noastră e mai bună decât a celorlalți. Și cea mai importantă poate este dezvoltarea insuficientă a unui vocabular care să ne ajută să exprimăm cu claritate emoții, sentimente și nevoi și să le identificăm în ceilalți. Asta este mediul în care noi operăm. Și ca să venim cu un antidot, avem asta. Crează încredere peste tot unde te duci. Și acum vine clasica întrebare, da, încrederea asta, nu trebuie să o câștigi. Nu vreau să dau încredere, vreau să primesc încredere. Încrederea nu se dă, nu e o marfă, nu putem pune etichetă pe ea, nu se vinde la borcan, la supermarket. Încrederea este un sentiment. Și este primul sentiment de care vreau să povestim acum aici și o să vedeți pe urmă. Încrederea apare ca și sentiment atunci când anumite condiții sunt îndeplinite. Respectiv, avem niște nevoi umane, universale, pe care absolut toți oamenii au. Nimeni nu face excepție de la chestia asta. Și vreau să vă prezint, sunt 7 la număr. Și avem siguranță, avem transparență, empatie, claritate, conectare, parteneriat și, poate cel mai important, nevoia împlinită de a avea libertate de alegere. De a alege să fiu de acord sau să nu fiu de acord cu tine. În momentul în care asta se întâmplă, încrederea apare, ca și sentiment. Și pur și simplu putem să luăm decizii cu încredere în momentul ăla. Respectul apare în același timp. În încheiere vreau doar să vă las cu 3 idei. Una, așa cum am luat încrederea astăzi, luați un sentiment sau o emoție pe săptămână pe care să-l folosiți atunci când vorbiți, atunci când scrieți și mai ales atunci când ascultați. Identificați-l, folosiți-l, vedeți ce se întâmplă. Și dacă faceți asta timp de un an de zile, veți avea peste 50 de cuvinte cu care vă puteți exprima cu claritate ceea ce simțiți și mai mult, aceste cuvinte însoțesc ceea ce gândiți, iar gândurile voastre pot fi comunicate cu mult mai multă claritate și mulți oameni vor întreba, cum reușesc să fac asta? Mi se pare atât de greu. Simplu, un cuvânt pe săptămână. Al doilea este să ascultați cu empatie. Ce înseamnă asta? Sunt 4 tipuri de atenție și un principiu. E foarte simplu. Avem atenția vizuală. Uită-te la persoana cu care vorbești, persoana pe care asculți. Atenția auditivă. Permite sunetelor pe care le emite să chiar ajungă la tine. Atenție intelectuală. Procesează informația pe care ți-o transmite și atenție emoțională. Identifică ce sentimente și nevoi are persoana asta când comunică cu tine. S-ar putea mesajul să fie complet altul sau să vorbească ceva care nu are nicio legătură cu ceea ce vrea să transmită. Iar când tu poți să faci asta, le va fi lor mai ușor să se facă înțeleși și ție îți va fi mai ușor să te faci înțeles. Și ultima, atunci când vă întâlniți cu o situație dificilă, poate sunteți într-un conflict, la job, acasă, poate trebuie să alegeți următoarea destinație de concediu, God forbid. Sunt tot felul de decizii importante în viață. Vreau să vă aduceți aminte de un singur lucru. Nu e despre tine. Atunci când te întâlnești cu cineva care are un comportament de bullying, nu e despre tine. Este despre ce se întâmplă în mintea și sufletul persoanei respective. Iar în momentul în care te pui într-o parte, în loc să fii față în față și stăm de aceeași parte a mesei, și avem o situație pe care o rezolvăm împreună, devine relația de parteneriat. Și atunci se rezolvă absolut orice. Sunt Cristian Moldovan și dacă ar fi să vă las cu un singur lucru după ce am spus aici, este asta. Vă mulțumesc!